astăzi am ales un subiect foarte sensibil, care mie îmi place foarte tare și care mi-a adus foarte multe beneficii în viață. Este vorba despre recunoștință. De ce am ales să vorbesc cu voi astăzi despre recunoștință? Pentru că aș vrea să împărtășesc beneficiile și pentru că aș vrea să vă îndemn și pe voi de a practica această recunoștință în viața voastră. Haideți să vedem ce este recunoștința. Citam la un moment dat că recunoștința este una dintre cele mai mari virtuți. Dacă nu încerc, parcă Cicero a spus asta. Aș vrea să vă spun ce este pentru mine recunoștința. Recunoștința pentru mine este acea energie pozitivă pe care o manifest în legătură cu anumite situații din viața mea, în legătură cu anumite persoane care au făcut ceva pentru mine la un moment dat, sau nu neapărat care au făcut ceva pentru mine, ci care pur și simplu există în viața mea. Și care, prin felul lor de a fi, m-au motivat să fac lucruri extraordinare. Apoi, mai sunt recunoscătoare și pentru lucrurile negative, experiențele negative pe care le-am trăit în viața mea. Și o să spuneți, e bine, dar cum pot să fii recunoscătoare pentru lucrurile negative? Mi s-a întâmplat vreodată să aveți parte de experiențe negative și apoi să constatați pe o perioadă că a avut foarte multe beneficii acea parte negativă din viața voastră? Sunt convinsă că și voi ați trecut prin asta. La un moment dat îmi povestea un prieten de-al meu că trebuia să ajungă la o conferință. Și din păcate nu era în București, ci trebuia să meargă cu mașina care i s-a stricat. Și a găsit o altă soluție, aceea de a merge cu trenul. Dar întâmplarea face că n-a mai ajuns la timp. Dar știți care a fost beneficiul lui din această călătorie cu trenul? Și-a găsit aleasa inimii în tren. Și au ajuns să se căsătorească. În ziua de astăzi sunt foarte fericit. Iar ulterior, deși el era angajat la acea vreme, și-a deschis propria lui afacere. Pentru că, evident că dacă a întârziat, n-a mai fost un om de cuvânt în fața celor pentru care lucra. Aș vrea să vă spun de asemenea care au fost beneficiile pe care recunoștința le-a adus în viața mea. Primul dintre aceste beneficii este optimismul. Am constatat că în momentul în care ajung să fiu recunoscătoare pentru lucrurile bune, am ajuns să fiu optimistă în legătură cu viața mea și cu proiectele pe care mi le-am propus. Al doilea lucru benefic adus în viața mea de către recunoștință, a fost că m-a învățat să primesc. Și acum mulți dintre voi o să spuneți, ei bine, dar cum să nu știi să primești? Mi s-a întâmplat și vouă. Da. Și am să vă dau un exemplu. Nu știam să primesc cadouri. Și acum poate că și voi vă recunoașteți cu această situație. Da, îmi era foarte teamă să primesc cadouri. Pentru că mă gândeam, nu am să știu cum să reacționez. Nu am foarte mult preț pe acel cadou și nu pe persoana care îmi făcea acel cadou, ci pe energia pe care persoana îmi transmitea. În timp, când mi-am dat seama că nu cadoul în sine este important și am început să fiu recunoscătoare pentru gestul pe care persoana care îmi face cadoul mi-l oferă, mi-am dat seama că, iată, am învățat să și primesc. Recunoștința, de fapt, asta este. A primi. Te învață cum să primești. Și evident, să dăruiești. Însă, în primul rând, te învață cum să primești. Apoi, am descoperit energia de a face lucrurile așa cum îmi doresc. În urmă cu câteva luni, mi-am propus să slăbesc. Și mi-am de ani de zile să slăbesc. Și acum toată lumea se întreabă, ei, dar cum vrei să slăbești? Că nu ești foarte grasă. Da, mi-am dorit să slăbesc și am slăbit 7 kg. Și am început să fiu recunoscătoare și să mă premiez. După fiecare rundă de alergat, m-am premiat cu o bombonică. Și apoi m-am dat seama că un alt beneficiu adus de către recunoștință în viața mea
este entuziasmul. M-a făcut să fiu entuziastă în legătură cu toate lucrurile pe care mi le-am propus. Și așa am reușit să duc multe dintre ele la bun sfârșit. Un alt beneficiu este motivația. M-a motivat să fac și să descoper foarte multe lucruri frumoase în viață. Și această motivație se leagă foarte bine de următoarea temă pe care vă o propun și este chiar și un exemplu practic din viața mea. Cum am ajuns să practic eu recunoștința și cum de altfel m-a și ajutat să descoper aceste beneficii. Ei bine, ca toată lumea, la sfârșit de an, am luat o foaie de hârtie și transolinie și am început să scriu lucrurile bune care mi s-au întâmplat în acel an și lucrurile rele. Ei bine, am început să scriu la lucruri bune, dar nu mi-a venit nici mie să cred. Câte lucruri bune mi s-au întâmplat în acel an. Au fost și lucruri rele. Dar ce să vedeți? Mi-am dat seama că și din acele lucruri rele am avut beneficii. Și la sfârșit, când am terminat această listă, mi-am dat seama că deja nu m-am mai concentrat pe lucrurile rele din viața mea, ci doar pe lucrurile bune. Concentrându-mă pe lucrurile bune, am zis să aplic în fiecare săptămână, la sfârșit de săptămână, această tehnică de a scrie pe foaie de hârtie lucrurile pentru care eram recunoscătoare. Văzând că au început să se înmulțească aceste lucruri foarte frumoase din viața mea, am zis să aplic zile. Și la sfârșit de zi, mă concentram foarte tare să-mi amintesc lucrurile frumoase din viața mea, care evident se înmulțeau. Și atunci am zis nu. Nu am să mai scriu la sfârșitul zilei. Voi trăi momentul și voi scrie exact în momentul în care aceste lucruri benefice mi se întâmplă în viață. Și asta am început să fac. Și atunci mi-am dat seama că mă concentrez doar pe lucrurile benefice din viața mea. Și am început să se înmulțească. Pentru că odată ce m-am concentrat pe lucrurile frumoase din viața mea, pe lucrurile benefice, am atras foarte multe lucruri benefice. Așa și voi. V-ați dorit să fiți buni public speaking. Și ați căutat. Și tot căutând, ne-ați găsit. Și astăzi suntem împreună și încercăm să fim vorbitori cât mai buni în public. Știți cumva care este cel mai ușor lucru prin care îți poți arăta recunoștință? Mulțumesc! Mulțumesc! Este cuvântul prin care îți poți arăta recunoștința cel mai ușor. Noi oamenii tindem să luăm anumite lucruri ca pe niște lucruri care ni se cuvin. Când părinții ne fac ceva de mâncare, mama ne calcă cămășile, soția face lucruri foarte frumoase pentru noi. Sunt niște lucruri pe care le luăm ca atare, lucruri care considerăm că ni se cuvin și pentru care ajungem să nu mai mulțumim. Vă invit așadar să mulțumiți mai mult pentru lucrurile frumoase care se întâmplă în viață. Recunoștința nu înseamnă a te complace. Pentru că a te complace înseamnă doar să fii ok cu viața ta. Și când ești doar ok cu viața ta, nu ai energia de a merge mai departe. Această recunoștință te împinge mai departe. Te face să vrei să descoperi lucruri noi în viața ta. Aș mai vrea să vă spun ce nu este recunoștință. Și care este cuvântul care se află în dizarmonie cu recunoștință. Acest cuvânt este plângerea. Nu te mai plânge. Știu că ni se întâmplă uneori și lucrurile și plângem să facem asta. Și îmi amintesc când eram în liceu și descoperisem primii fiorei dragostei, cum mă plângeam tot timpul că el nu mă vede. Aveam o colegă de bancă extraordinară și mă asculta tot timpul și mă compătimea. Iar eu mă plângeam că el este mai bun decât mine, că
că el se îmbracă mai bine decât mine, că el are bani mai mulți decât mine, că are note mai bune decât mine. Și ce să cred? Dacă m-am concentrat pe aceste lucruri negative din viața mea, ce credeți că a văzut el la mine? Aceleași lucruri, din păcate. Norocul meu a fost că, ulterior, colega mea de bancă s-a mutat. Și nu am mai avut cu cine să vorbesc. Pentru că n-am mai avut încredere să împărtășesc aceste sentimente destul de intime cu altcineva. Și nu m-am mai concentrat pe aceste plângeri din viața mea. Și dacă nu m-am mai concentrat pe ele, automat nici nu am mai văzut aceste lucruri în lumea mea. Și a început să descoperă lucrurile frumoase. Pe atare, vă invit și pe voi, dacă doriți să încercați această experiență a recunoștinței, să vă țineți un jurnal, măcar pentru o săptămână, și să urmăriți lucrurile frumoase din viața voastră în momentul în care vi se întâmplă, să vă concentrați pe ele. Natura trăiește într-o perfectă armonie, iar dacă noi nu ne armonizăm cu noi înșine și nu reușim să ne concentrăm pe lucrurile frumoase din viața noastră, din păcate nu vom fi în armonie cu natura și nu vom putea atrage lucrurile extraordinare din viața noastră. Vă mulțumesc foarte mult!